Banii sunt ochiul dracului. Cine alergă după bani nu va avea noroc de ei. Banca țea banii sunt cămătar cu acte în regulă. Păstrează-ți banii la saltea. Este cel mai bun loc și cel mai sigur. Ehe, din păcate am auzit destule afirmații de genul de la diferiți oameni care nu s-au informat sau care au fost greșit informați. Haideți să explicăm pe rând ce sunt domnule banii și ce este o bancă. Rămâneți până la finalul clipului și vă voi arăta câteva trucuri foarte interesante despre cum vă puteți alege o bancă potrivită nevoilor voastre. În antichitate nu existau bani, oamenii foloseau trocul, adică un schimb de mărfuri. Pentru că era destul de greu să car marfa după tine, să evaluezi corect proviziile fiecăruia, au apărut bani. Prima dată au apărut sub formă de monede care erau confecționate din aur și argint. În România, în 1870, regele Carol I a înființat monetăria statului. Astfel, leul românesc a devenit prima monedă națională. Mai târziu au apărut și bagnotele. Care erau emise de Banca Națională a României. În anumite intervale de timp, banii se devalorizează. Acest fenomen se numește inflație. O primă consecință a inflației este reprezentată de printarea cât mai multor bagnote de către guverne pentru a ajuta populația să cumpere tot ce are nevoie. A doua consecință reprezintă creșterea prețurilor la mărfuri, alimente, servicii, astfel banii se devalorizează. Totuși, Inflația nu poate crește la infinit. Este precum un balon pe care îl tot umflăm, iar într-un final se va sparge. Astfel apare fenomenul de deflație, adică prețurile scad, iar oamenii rămân fără locuri de muncă. Ce rol au băncile în aceste fenomene economice, probabil te întrebi? Ei bine, în perioada de inflație, pentru a stopa apetitul oamenilor de a cumpăra aproape orice, că vorba aia nu-i mai satură Dumnezeu, băncile cresc dobânzile. În perioada de deflație, ghiciți și voi, este foarte simplu: băncile scad dobânzile pentru a încuraja din nou oamenii să cumpere și să pună banii în mișcare. Este și o vorbă mare aici, banii care nu circulă sunt neproductivi. Iată că am ajuns și la finalul clipului și așa cum ți-am promis inițial, îți voi arăta câteva trucuri despre cum îți poți alege banca potrivită nevoilor tale. Pentru a alege o bancă Trebuie să ai în vedere următoarele caracteristici. 1. Ce tipuri de conturi curente și ce comisioane au fiecare? În mod special, aici m-aș uita la taxa de administrare a contului curent, taxa de administrare a cardului: ce comisioane ai dacă retragi de la ATM-urile diferitelor bănci din România, ce comisioane ai la transferurile către alte conturi ale unor bănci. 2 care sunt principalele produse de creditare și dacă ai un discount în caz că îți încasezi salariul la banca respectivă. 3. Dacă au aplicație de banking pe telefonul mobil unde îți poți vedea ce bani ai disponibil în cont, să poți efectua transferul către alte conturi, să poți plăti facturi și așa mai departe. 4. Ce asistență telefonică și virtuală îți oferă? Adică cât de repede îți poți rezolva o problemă dacă sunt în call center, care este timpul de așteptare până te va prelua un agent 5 câte bancomate sau agenții ai în zona unde locuiești sau unde muncești. Acestea ar fi principalele caracteristici de care ar trebui să ții cont atunci când alegi o bancă. Într-un final am ajuns și la sfârșitul clipului și îți mulțumesc că ai rămas cu mine până la acest moment. Dacă vrei să vezi ce sunt creditele, ce poți face cu ele, cum te ajută să ți îndeplinești visurile, Rămâi aproape. Voi dezbate fiecare tip de credit în parte în clipurile viitoare. Nu voi face același lucru pe care îl fac toți youtuberii, adică să cerșesc un like, un subscribe. Dacă ți-a plăcut ceea ce ai auzit, dacă atmosfera a fost potrivită, dacă vibe-ul a fost pe placul tău, cu siguranță mă vei urmări și în videoclipurile următoare. Aici vei învăța corect cum să folosești fiecare produs bancar în cel mai avantajos mod. Pe data viitoare!